Gata, am trecut prin știri, să trecem la SOPA, sau mai pe lung Stop Online Piracy Act, o nouă lege propusă de niște politicieni americani și susținută de corporațiile care își aleargă după ultimul dolar. Din octombrie și până acum, tot internetul a fost inundat de știri și glume legate de SOPA, dar despre ce este vorba? Ei bine, legea asta le-ar permite deținătorilor de drepturi de autor, adică publisher și producătorii de jocuri, filme, seriale, cărți, etc., etc., să dea în judecată orice site acuzat de încălcarea drepturilor de autor. Și, în forma de până acum, legea asta le permite companiilor să oprească advertising-ul pe acele site-uri, să interzică serviciile gen PayPal, să colaboreze cu ele. În ultimă instanță, providerii de internet ar putea fi obligați să blocheze pur și simplu accesul la site-urile acuzate de încălcarea drepturilor de autor. Pe românește, este război între megacorporațiile din industria de entertainment și cam orice site de pe internet pe care nu îl dețin ele. Nu înțelege greșit, legea nu se duce doar pe site-uri gen Demonoid sau Pirate Bay, este vorba de orice site care hostează conținut care încalcă drepturile de autor, adică site-uri majore unde utilizatorii postează link-uri, poze, clipuri. Gândește-te, Reddit, Digg, 9gag, YouTube sau Vimeo, ca să dau niște exemple majore. Spre deosebit de alte legi americane, SOPA ar avea acoperire și pe site-urile din afara Statelor Unite. Toată legea în forma ei actuală este atât de absurdă și atât de ușor de interpretat, încât companiile mari ca Warner Brothers, Sony și așa mai departe ar putea omorâ zeci și sute de site-uri după bunul plac și ar putea da în judecată pe creatorii acestora. În esență, întreg internetul ar funcționa după modelul de cenzură chinezesc. Evident, cam toți internauții s-au crizat și de două luni încoace vedem SOPA scris peste tot. De aia, astăzi n-a funcționat Wikipedia, Reddit, Boing Boing și multe alte site-uri în semn de protest și ca să arate cam cum ar fi netul cu SOPA în vigoare. Până și Barack Obama a declarat că nu este de acord cu această lege, iar nume mari din gaming ca Nvidia, Razer, Valve, Riot Games, Frozenbyte, Mojang, Epic Games sau Bungie au fost de acord cu el. În urma presiunilor depuse de cetățenii americani și campaniile anti-SOPA, legea a fost retrasă momentan pentru modificări și va fi din nou supusă pentru aprobare în câteva luni, într-o formă mai bine închegată. De fapt, cu toții ar trebui să sperăm că SOPA va fi îngropată cu totul.